quello che non sai. Vine sala la mine, sunt super norocoasă. Am o antrenoare care îmi bate la ușă când mi-e lumea mai dragă și stau și eu în pat cu un hamburger în mână și nu acela cred, vegetal. Nu cred. Ba da, mănânc hamburger, da, cum să nu. Îmi place să mă bucur de viață, chiar dacă asta se întâmplă o dată la nu știu cât timp. Dar să știi că nu mă feresc de bombele calorice, nu mănânc în exces. Dar așa puțin, de vară. Câte kilograme ai tu acum? 52. Și nu mănânci tu numai salate? Nu te văd eu pe tine cu hamburger. Sunt în perioada de salate, apă plată cu lămâie. Dar dacă ne întâlnim peste 2-3 săptămâni, s-ar putea să fiu în perioada aia de dezmăț culinar. Ma să nu mi voi, nu ne niente sai la vita mia per me. Dacă sunteți atenți, rochițele astea, rochile astea sunt și ele la o palmă sub fund. Și există și riscuri, știi? Cum și pentru voi, bărbații, sunt nenumărate riscuri și pentru femei. Mă gândesc să mai fac o schimbare, dar nu știu dacă de culoare. Mi-e o oarecare teamă să schimb culoarea. E cam greu când te faci brunetă să treci la o culoare mai deschisă. Ai impresia că nu te mai aranjează nimic pe lume. Cea mai mare nebunie, nu am dus-o la capăt. Am vrut să mă arunc de pe stratosfer cu coarda elastică. Stratosfera în Las Vegas este cea mai înaltă clădire și era cam riscant. Dar romantică, ești tu, Adelina? Romantică? Da. Incurabilă? Incurabilă, da. Cel mai frumos gest pe care l-ai făcut tu din dragoste? Fac multe gesturi frumoase din dragoste. Eu cred că sunt de părere că eu fac numai gesturi frumoase din dragoste. Pentru o relație faci o grămadă de lucruri frumoase pentru partenerul tău. Dar aș fi capabilă să, nu știu, să-i dau haina de pe mine. Că vin să-i dau și bani să-i dau și haina de pe mine. Sunt capabilă să fac orice pentru confortul partenerului meu și pentru a-i demonstra toată dragostea mea. S-a întâmplat vreodată să dai cămașa de pe tine, să-i ajuți pe cei din jurul tău și să te trădeze la un moment dat? De foarte multe ori mi s-a întâmplat să fac lucrul ăsta și mi se întâmplă în continuare, pentru că oamenii sunt versatili și astăzi îți arată o latură, mâine cealaltă. Dar învățăm din experiențe. Nu-mi pare rău de nimic, nu-mi pare rău că am oferit tot ce am putut eu mai bun. Și consider că am făcut un bine la momentul cu pricina. Dacă nu a știut să fie apreciat, asta e. Mergem mai departe și învățăm. Pulling me further, further than I've been before. Eu sunt de părere că Dumnezeu le așează cum numai El știe și mi-a demonstrat de atâtea ori. Și chiar dacă mi s-a făcut rău și nu am obiceiul să plătesc cu aceeași monedă, decât în cazuri extreme, când situația scapă de sub control, dar întotdeauna fac bine oamenilor din jurul meu, chiar și acelora care nu țin cont de acest aspect. Să ești credincioasă? Da, sunt credincioasă, nu-mi place să defilez cu asta, dar e o latura mea sensibilă și pentru sufletul meu. Ai avut momente în care îl simțeai doar pe Dumnezeu aproape? Dumnezeu și familia, da. Sunt și norocoasă și puternică și sunt de părere că trebuie să ne regăsim resursele necesare pentru a trece peste orice impediment, orice obstacol din viața noastră. Viața nu e numai cu întâmplări roz. Dacă s-a întâmplat să fiu supărată în anumite contexte, din anumite cauze, nu concluzionez ca fiind o problemă. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. Am 26 de tatuaje și nu mă satur, nu mă potolesc. Toată lumea mă ceartă. Aș vrea un desen, pentru că sunt scrisă din cap până în picioare, precum un ziar. În 26 de tatuaje, cred că sunt vreo 3 care sunt desene și restul doar scrisuri. Te caracterizează pe tine? Întotdeauna le alegi? Reprezintă. Și bifez un moment important din viața mea printr-un tatuaj. Tenerife!
bine, în Laponia, să văd aurora boreală. Sunt foarte multe locuri superbe. Sunt foarte fericită că pot să ajung în destinațiile pe care eu le am pe wishlist și ușor, ușor le tai. Mi-am propus ca până la vârsta de 45 de ani să văd toată lumea. Să vedem dacă și reușesc. Adelina Pestriță are planuri mari de viitor care par să se concretizeze. Are un fizic de invidiat, a recunoscut că este romantică și credincioasă. Are toate aturile unei vieți perfecte, însă există o problemă. Când vine vorba de iubire... Pe nobi și pe familie și nu-mi place să vă răspund în clișet. Ceva nu este în regulă. Credem că nu iubește pe cine trebuie sau nu cum ar trebui să fie pe deplin împlinită. Este prietena mea cea mai bună și să știi că mă ascultă întotdeauna și nu zice nimic. Ce prietena pe care n-ai avut-o până acum? Mai am și prietene, să știi, că am și prietene de suflet și oameni pe care să mă bazez, dar Nobi n-are așa un dar de a mă asculta și nu mă contrazice orice aș zice. Adelina Pestriță este îndrăgostită în acest moment, da sau nu? De viață, iubesc viața, v-am pupat! Perdirti quello che non sai.